să ne spuneți ce înseamnă fiar pentru dumneavoastră. Fiar este un reper al pieței de asigurări din România. Practic, de când mă știu eu în piața de asigurări, am mers la fiar. Există o perioadă, o săptămână din an în care, de obicei, cei mai, eu știu, liderii pieței de asigurări se întâlnesc, discută și într-un, cum se spune pe românește, pun țara la cale. E un element de reper al pieței de asigurări din România. Să-mi spuneți, cum ați caracterizat piața de asigurări pe anul 2009? Este o piață care este în tendință cu ceea ce se întâmplă pe restul piețelor din România. Are o caracteristică din punct de vedere a pieței de brokerajului, deoarece ponderea pieței de brokeraj în total piață este în creștere și va fi în continuare în creștere. E o piață care se caută în momentul ăsta. Există un decalaj între ce se întâmplă pe restul piețelor financiare și piața de asigurări. 2009 nu a fost așa de mare, nu a fost afectat așa de mult, dar se va simți cu siguranță 2010-2011. E un decalaj mereu între ceea ce se întâmplă pe piețele financiare și afectarea pieței de asigurări. Am observat că piața de brokeraj este în creștere după ce vom scăpa de această criză. Cum credeți că va fi? Cum vedeți dumneavoastră piața după criză? Nu, este o falsă impresie. Nici piața de brokeraj nu este în creștere. Dacă piața a scăzut cu 13%, iau primele 3 luni, da? Dacă piața de asigurări a scăzut cu 13%, piața de brokeraj a scăzut cu 1%. Deci piața de brokeraj este în creștere, dar creșterea pieței de brokeraj raportată la scăderea pieței de brokeraj raportată la scăderea pieței este mult mai mică. Și atunci, automat, ponderea pieței de brokeraj crește. Eu mă aștept ca la sfârșitul anului piața de brokeraj să ajungă spre 50%, practic să depășească media europeană, ceea ce e un lucru bun, dar atâta timp cât discutăm de o scădere, nu știu cât de bine ne poziționăm.